Bunele maniere se învață din copilărie. De aceea, un rol decisiv în educarea unei persoane manierate revine părinților. Pentru cei interesați de regulile de conduită, sâmbătă a fost organizată o lecție deschisă de bune maniere. Organizatorii evenimentului și-au propus să adune la un loc părinți, profesori, medici și psihologi pentru a face un schimb de informații și experiențe în educarea corectă a copiilor. Pentru că, deși s-ar părea că le știm pe toate, nu de fiecare dată aplicăm cunoștințele în viața de zi cu zi. Fiecare dintre noastre știi ce înseamnă bune maniere. Este mult mai dificil ca aceste bune maniere să le altoiești copilului tău. Asta este. Deoarece cea mai corectă educație se face prin propriul exemplu, părinții au avut parte de multă informație utilă de la specialiști. Actrița Daniela Burlac a venit cu o lecție de dicție, deoarece potrivit ei, chiar și cel mai neînsemnat discurs trebuie rostit corect. Trebuie să știi să o faci frumos, cu bun gust, cu inteligență, cu eleganță, cu maniere, odată ce vrei să dai dovadă că ești un om de valoare. Dorina Arsene, inițiatoarea unei școli de bune maniere, a pregătit pentru cei prezenți câteva reguli de comportament la masă. Nu este etic să desfacem șervețelul de material pe tot și să-l așezăm pe brațe. Deci îl punem doar în jumătate și îl vom pune pe brațe. La final, după ce am încheiat de mâncat, când vrem să ne ridicăm, vom pune șervețelul alături de farfurii, dar nu îl vom pune pe farfurie. Patricia a învățat timp de un an cursuri de bune maniere, fapt care a ajutat-o să scape de complexe și să învețe lucruri utile. Vorbirea corectă, purtarea în stradă cu cei din jur, respectarea oamenilor și iubirea față de ei. Am o dicție mult mai bună, că sunt mai curajoasă. Părinții prezenți la eveniment au rămas mulțumiți de lecția de viață primită. Foarte multe lucruri am aflat utile, care poate le auzim undeva, dar nu tragem atenție. Acum am stat ochi și urechi și am înțeles că lucruri interesante sunt. Avem de lucrat asupra noastră, pentru că noi suntem exemplu viu pentru copiii noștri. Și copiii învață nu din ceea ce le spui, din ceea ce văd. Asta este partea care mai puțin o înțeleg părinții noștri, din păcate. Eu am primit o educație bună acasă, dar am fost așa un soi de bunele maniere s-au rezumat la omenie, bun simț, să fii cu minte, să spui bună ziua de departe. Și asta undeva m-a făcut să fiu un copil complexat. Îmi aduc copilul într-un mod foarte democratic. Pentru a nu rămâne doar cu senzația de lecție, participanții au avut parte la final de un concert din partea artiștilor părinți.